Experiențele facilitate de artă și cultură, similar prezenței în natură, sunt una dintre cele mai revigorante activități care contribuie la starea de bine, din cel puțin două perspective. La nivel de experiență personală, de exemplu, prin emoțiile pe care le trăim, în contextele încărcate în artă și cultură, devenim mai dispuși să ne conectăm cu noi, să ne apropiem mai mult de ceea ce este important și valoros pentru noi. Sau probabil că arta și cultura aduc sens și semnificație în momente dificile, incerte din viață, sunt gardienii identității noastre. Citându-l pe Alain de Botton în Arhitectura fericirii, probabil că atunci când viața noastră este provocată, suntem mai receptivi la frumusețea lucrurilor. Emoțiile trăite prin experiențele culturale și de artă simplifică, de fapt, conectarea profundă cu noi, de la a ne înțelege și a ne regla mai bine emoțiile, până la a răspunde nevoilor emoționale profunde, ca cele de armonie, de frumos, de sens sau de apartenență. Este mai puțin probabil să retrăim în minte o ceartă cu cineva drag în mijlocul unui concert captivant. De exemplu, la fel cum viața poate căpăta o altă perspectivă după o lectură fascinantă. Tot arta și cultura, prin emoțiile pe care le facilitează, ne fac mai deschiși și dispuși să simțim dincolo de lumea personală, să ieșim din centrarea și orientarea pe noi, să oprim mintea să se îngrijoreze și să fim mai dispuși să contribuim în relațiile cu ceilalți, în comunități, în proiecte. De exemplu, prin artă și cultură, trăim emoții intense de transcendență, ca cea de admirație, încântare, surpriză. Emoții care, conform studiilor, contribuie mult mai mult la starea de bine față de alte emoții mai familiare, mai uzuale ca cele de bucurie. La fel, muzica ne face să fim mai empatici, mai deschiși să ne conectăm cu noi și cu ceilalți. Salut! Bine ne reauzim la un nou episod al colecției aniversare Mind Education Podcast. În acest episod explorăm alături de Mihai Mateiu și Sergiu Tuhuțiu rostul artei și culturii în a contura starea de bine în viețile noastre. Mihai Mateiu este manager cultural și inițiatorul proiectului Flux. Sergiu Tuhuțiu este pianist, producător muzical și inițiatorul unor proiecte ca Piano Colors sau alte proiecte derulate în colaborare cu Institutul Cultural Român din Londra. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și îți mulțumesc că ne ești alături. Sergiu și Mihai, mulțumesc! Bine ați ajuns la Mind Education Podcast! Mihai, am apreciat foarte mult semnătura ta digitală care comprimă misiunea proiectului Flux în câteva cuvinte, Culturally Enhanced Life. Așa că mă bucur că acea faină și lungă colaborare cu Mind Education a ajuns aici, la această discuție. Mulțumesc, Mara, pentru invitație și eu mă bucur la fel să ducem mai departe colaborarea noastră. Sergiu, îți mulțumesc în primul rând pentru că mare parte din muzica podcasturilor Mind Education poartă semnătura ta. Și știu că, la fel ca și Mihai, și tu ești inițiatorul unor proiecte culturale apreciate, cum este Piano Colors sau proiectele care le-ai dezvoltat în colaborare cu Institutul Cultural Român din Londra. Și la intersecție cu preocupările mele profesionale și implicit personale, vă propun să explorăm, să conturăm intersecția dintre aceste domenii, artă, cultură și stare de bine. Păi vreau să-ți mulțumesc și eu, în primul rând, pentru invitație. Și mă bucur și eu să stăm de vorbă pe această temă, care e foarte interesantă, dar și foarte greu de abordat. Da, și eu cred că tema e extrem de vastă și de nuanțată și nu sper decât să atingem câteva aspecte și sigur să va fi din perspective personale, fără nicio pretenție de a epuiza temele. Eu lucrez de vreo 17 ani și mai bine în zona evenimentelor culturale. Întâi am făcut-o printr-o asociație, apoi mult timp
aproape 12 ani am organizat evenimentele librăriei Cărturești din Cluj. Deci am lucrat aproape, să zic, într-un spațiu cultural dedicat. Iar de 3 ani și jumătate am fondat Flux, care e un startup care funcționează ca o platformă de experiențe culturale pentru angajații din companii. Mai exact pentru angajații unor companii care sunt dispuse să le dea oamenilor ocazia unor descoperiri și a unor momente cu ei înșiși. Și am făcut pasul ăsta din mai multe motive. Unul din ele pe care vreau să-l menționez este că mi se pare că cei din zona culturală așteptăm foarte mult în spațiile dedicate, în teatre, în săli de concerte, în librării sau în săli de expoziție, publicul cultural care nu vine sau nu vine în număr foarte mare. Cel puțin în Clujul, care e un oraș de, care e destul de mare pentru România, publicul cultural este destul de restrâns. La un moment dat ai senzația că suntem mai mulți organizatori decât public și vezi cumva aceiași oameni pe la evenimente. Dorința asta de a face un pas spre public, de a merge spre un public potențial, pentru mine a fost un lucru important. În momentul ăsta, oferta Fluxului este de vreo 120 de experiențe din domenii foarte, foarte diferite. Și asta înseamnă că o companie poate avea, de exemplu, luna asta un atelier de astronomie și luna viitoare să mergem într-o zonă mai relaxată cu un atelier de jonglerii. Dar și acolo și cu o miză de învățare. Este despre ce înseamnă circ contemporan, despre cum se manifestă el și în ce fel funcționează jongleriile ca parte din circ, dar și ca metodă de relaxare, de exemplu. În altă lună poți merge cu un biolog să descoperi un habitat interesant, cum ar fi, de exemplu, stufărișurile de la Sic sau o pășune cu arbori izolați. În altă lună sau în aceeași lună poți merge la o degustare de vinuri sau de cafea sau de beri, poate urma apoi un atelier de bandă desenată sau de fotografie, toate având și miză de învățare, de descoperire, de aprofundare eventual. Și este acest mix care, din punctul meu de vedere, este important. Mixul de experiențe la care se expun oamenii. Încerc întotdeauna să nu merg doar înspre nevoile și cererile lor, ci să-i și provoc, pentru că altfel mi se pare că nu au real șansa unor descoperiri. Și pentru că unele dintre cele mai bune feedback-uri au fost de la oameni care au descoperit interes sau chiar pasiune în niște zone despre care mi-au spus că nu le-ar fi explorat singur niciodată. Și întâlnirile astea ajung să fie așteptate cumva în companiile cu care lucrez de 3 ani, 3 ani și jumătate deja, așa cu nerăbdare, cu curiozitate, le percep oamenii ca niște momente de întâlnire și conectare bună în jurul unor pasiuni sau în jurul unor descoperiri entuziasmante și despre care discută după aceea chiar și uneori zile întregi și pe care uneori aleg. Sigur, nu sunt foarte dese cazurile, dar sunt. Am întâlnit persoane care au început, au continuat pe cont propriu explorarea unui domeniu sau altul. Și asta este partea mea de muncă, nu știu cum să o numesc, în realitate, încercând să contribui și eu cu ceva la lumea asta în care trăiesc. La bază, eu sunt muzician, pianist, în ultimii ani și producător muzical. Spun asta pentru că background-ul meu academic este de muzică clasică, de pianist. Termin acum un doctorat, tot în muzică, dar care se leagă extrem, extrem de mult de tema noastră de azi. Cu câțiva ani în urmă, din pasiunea mea pentru studioul de înregistrări, pentru sunetul înregistrat în general și pentru postprocesare, m-am apucat de o a doua specializare pe care am făcut-o la Abbey Road Institute aici în Londra, inginerie de sunet și producție muzicală.
Odată cu proiectul Chopin Meets Broadway, pe care l-am început în Statele Unite, în Los Angeles. Acolo fiind în compania unor oameni care lucrează și foarte mult și pe scenă în live performance, dar și în studio, cumva mi-a reaprins pasiunea asta și bucuria de a combina cântatul în fața publicului cu realizarea unor înregistrări și cu produsul de studio. Și Abbey Road cumva a fost o experiență extraordinară, nu doar din perspectiva lucrurilor pe care le-am învățat, ci și a oamenilor pe care am întâlnit și a schimbării de paradigmă, pentru că acolo era un cocktail de personaje, să zic, din toate genurile muzicale și m-a deschis foarte mult. Chiar dacă eu aveam aceste preocupări și pentru alte genuri, nu doar pentru muzica clasică, nu vedeam lucrurile atât de fluid cât am ajuns să le văd după experiența Abbey Road. A fost un an full-time în care am și învățat, am și lucrat, adică am făcut proiecte, am avut un studio la dispoziție, echipat complet. Am avut mână liberă să producem acolo și să registrăm orice artiști vrem, să-i aducem de unde vrem, să scoatem muzica dacă vrem, să nu scoatem, adică să o lansăm sau să nu o lansăm. Drepturi de plină asupra produselor pe care le-am făcut. Iar din punct de vedere cultural, artistic, să zic așa, am și o parte de antreprenor destul de activă. Iar proiectele pe care le-am făcut în general, cum am amintit Mara și de Piano Colors, care era un concert tip host and guests, cu mai multe genuri muzicale, pe care l-am desfășurat timp de 2 ani la Godot Teatru în București, și ulterior Chopin Meets Broadway, pe care l-am făcut împreună cu Peisha McPhee, o cântăreață americană de Broadway. Și l-am făcut în Statele Unite mai mult. Într-adevăr, l-am făcut odată și la Odeon, în București. Dar, în general, l-am cântat în Statele Unite, în Los Angeles și la New York. Iar toate aceste proiecte au fost întâlniri de genuri. Și majoritatea în spații neconvenționale, adică nu în sală de concerte de muzică clasică. Și aici am vrut să revin la ce a spus Mihai. Pentru că și mie mi se pare extrem de relevant să scoatem anumite forme de artă și în general de spectacol din spațiile convenționale și să le ducem în altă parte. În bănci, în corporații, în spații de birouri, în underground e foarte important. A fost reașezarea din ultimul timp un context bun de reevaluare a priorităților noastre, de reapropiere sau redefinire a ceea ce este pentru noi valoros. Și în contextul acestei discuții, de a înțelege rostul artei și culturii ca și catalizatori ai stării de bine? Eu cred că pandemia a fost un context care a funcționat cumva ca un revelator. Poate proximitatea pericolului, chiar a morții, ne-a făcut să ne reevaluăm puțin prioritățile și nevoile importante. Și cred că a fost și o ocazie să înțelegem mai bine cum funcționează anumite aspecte din viețile noastre și să păstrăm, să încercăm să ne propunem măcar asta, de a păstra niște descoperiri din această perioadă. Nu știu, să decidem cumva cum vrem să fie viețile noastre, dacă cred că pentru mulți a fost o conștientizare a iureșului în care trăim permanent, a alergării continue, a faptului că ne creștem copiii în timpul liber, cât ne mai rămâne și cu câtă energie ne mai rămâne. Multe lucruri au apărut, cel puțin în fața mea și a prietenilor și oamenilor cu care am discutat, au apărut ca mult mai importante. Dintr-o dată a fost clar că sunt mult mai importante, că alea contează.
Eram absolut convins că odată ce situația se va stabiliza, le vom pierde foarte repede, dar am întâlnit oameni, chiar grupuri, de exemplu, contextul în care eu lucrez cu companii cărora le ofer experiențe culturale, grupuri care au dezbătut îndelung și au scos niște liste de lucruri importante, de priorități pe care vor să le păstreze după pandemie și au încercat să-și facă un plan, să intre într-un demers prin care să transforme acele lucruri în obișnuințe, în rutine, în ritualuri. Și asta mi se pare minunat. Dar cred, pe de altă parte, că schimbarea este foarte dificilă pentru că ne luptăm până la urmă cu un sistem care a ajuns să fie așa cum este și e foarte puternic și cred că este foarte greu să-i te opui sau să-i te sustragi. Și cred că până la urmă miza nu este să te sustragi și neapărat să te retragi în munte și să reziști acolo, ci să-i pui o limită, să pui o limită la ceea ce mi se întâmplă, de exemplu, această confiscare a vieților de joburi, această virtualizare a vieții sociale și alte aspecte pe care sunt convins că mulți le percepem ca nenaturale sau nedorite. Pentru mine a avut cumva două valențe perioada asta din punct de vedere al reconsiderării valorii și importanței artei, deși e foarte greu de definit, de-aia am zis la început că mi se pare greu de aborda subiectul. Mai ales dacă vrei să teoretizezi foarte mult. De-aia cumva m-a încântat perspectiva ta de a vorbi mai degrabă din experiență și din nevoile foarte practice și să încercăm să ne referim la partea practică cât mai mult. Pentru că ideea de artă și cultură ca idei dezbătut pot deveni foarte plictisitoare extrem de ușor. Pentru că ele sunt lipsite de viață în sine, când în teorie. Și de aia cumva noi, de aia mi se pare că noi, mai ales cei care ne ocupăm într-o formă sau alta de artă, de management cultural, cred că asta e în primul rând datoria noastră din punct de vedere al interacțiunii cu un oarecare segment de public, să creăm ceva viu. Viu, să aibă viață, să miște, să nu doar să zicem că am făcut o acțiune culturală, știi cum se spune, sau un concert sau un eveniment. Pentru mine, perioada pandemiei și faptul că s-a oprit totul în loc a avut două valențe. Odată, evident că m-am întrebat și eu, ca majoritatea celor din jur, ce anume contează cu adevărat, care sunt locurile pe care le ocupă anumite elemente în viața mea, printre care și arta, muzica în special. Dar a avut și valența cealaltă de relaxare, pentru că eu, fiind muzician, s-a oprit totul în loc din punct de vedere al muncii. Și atunci am zis, ok, respir. Și pentru mulți colegi a fost așa, dintr-o dată s-a oprit dintr-un iureș. Pentru că sectoarele de live performance au fost cele mai afectate, nu? Acolo s-a închis totul din prima clipă, săli de concerte, teatre. Și în timp ce rudele noastre, colegii, prietenii noștri continuau lucru pe laptop acasă, noi ne-am trezit subit făcând cafele dimineața și uitându-ne pe geam. Și atunci, pentru mine a fost și partea asta care a fost șocantă într-un fel și eliberatoare într-un fel, relaxantă, dar și înspăimântătoare, nu știu, cred că a fost o contradicție de sentimente, dar una peste alta, da, a făcut să mă gândesc, mai ales după câteva luni de lipsă de activitate muzicală, în afară de niște lecții predate online, lecții de pian. Am făcut să mă gândesc și să reevaluez ce înseamnă și cât de important e să fiu pe scenă, să cânt, să interacționez cu publicul.
Citându-l pe Alain de Botton, faptul că avem nevoie de artă este un semn că suntem în fața unui pericol permanent de dezechilibru, de a nu mai putea să ne ajustăm extremele, de a pierde balanța dintre marile contradicții ale vieții, plictiseală și extaz, gândire și imaginație, simplitate și complexitate, siguranță și pericol, austeritate și lux. De ce anume avem nevoie ca să putem să păstrăm arta și cultura aproape de noi în fiecare zi? Cred că depinde de fiecare om. Asta unul la mână. În al doilea rând trebuie separat accesul la cultură sau la artă indirect, nu indirect, adică nu în forma de spectacol, adică poți să ai acces la artă de acasă. Că e film, că e prin intermediul cărților, nu poți să un album de artă, de exemplu, să studiezi picturile unei perioade sau unui pictor, să asculți muzică, nu? În căști, în boxe. Deci poți să ai și în felul ăsta artele spectacolului și accesul în sala de spectacol sau într-un spațiu pe viu sunt o altă formă, nu? Aș separa cele două lucruri. Nevoia, pe de altă parte, depinde și diferă de la om la om. Și cred că aici e, de fapt, acel aspect foarte practic la care eu aș vrea să ne referim. Ce anume din noi, din tine, din mine, ca să nu zicem doar noi, are nevoie de ce anume din artă sau din cultură? Până la urmă, eu înțeleg prin cultură toate manifestările. Nu înțeleg doar elitism. Și eu cred că aici e o greșeală care se produce foarte des. Când zicem cultură, avem așa o... În general, se are în vedere o grilă de nivel. Da? Tot ce e peste un nivel e cultură și ce e sub nu e cultură. Cultura e toate obiceiurile, toate tipurile de manifestări. Chiar dacă noi o numim subcultură, e tot cultură. Da, mă bucur foarte mult ce a spus Sergiu și sunt total de acord că de multe ori se înțelege greșit sau sunt raportări pe care eu nu pot să le înțeleg, hai să nu zic greșite, la cultură văzută ca o chestie super elitistă, rezervată, unui mic. E cultura aia tradițională, care era într-adevăr într-o epocă istorică inaccesibilă celor mulți. Da? În ziua de azi să te mai raportezi la cultură doar ca filozofie, muzică clasică, teatru și literatură, mi se pare total insuficient. Și sunt de acord că totul e cultură, tot. Într-o definiție așa extrem de simplă, proprie, pentru mine cultură înseamnă toate experiențele de cunoaștere și artistice. Deci intră, din punctul meu de vedere, arta este parte din cultură, dar la fel este și știința, la fel sunt lucruri care țin de stil de viață și da, și nu cred că cred că trebuie să o abordăm mai larg, mai democratic și mai relaxat. Și nu cred că această cultură este dedicată unor oameni care o asumă tot, cum să spun, care îi se dedică total. Cred că anumite elemente din cultură pot și ar trebui să fie parte din viața tuturor. Și sunt, la cei mai mulți. Și nici eu nu cred că putem vorbi așa de o nevoie de cultură pe care să o resimți așa organic. Cred că nevoile cărora cultura poate să le răspundă într-un mod adecvat sau în multe moduri adecvate sunt nevoile astea de exemplu, de noutate, de explorare, de învățare și dezvoltare continuă. Aș duce-o chiar în zona ca a vorbit Sergiu de olărit și de alte lucruri extrem de palpabile, nevoile astea de manualitate, de corporalitate, pentru că sunt foarte vechi în noi și n-au dispărut și nu le satisfacem decât foarte, foarte rar.
aș vorbi de nevoie de sens, de descoperire și împărtășire, care, nu știu, de exemplu, pentru mine este extrem de important nu numai să descoper pe cont propriu lucruri, ci să le împărtășesc cu prietenii. Este, uneori, satisfacția este la fel de mare sau nu, dacă nu chiar mai mare, în momentul în care vezi că asta îl încântă și dă ceva prietenului, oamenilor din jurul tău. Iarăși, nevoie de sprijin, cred că avem. Și găsim asta în cultură, întotdeauna, pentru că putem accesa prin cultură experiența celorlalți, a tuturor celor care au trăit. Avem nevoie de câteodată și pentru că, mă rog, viețile spirituale sunt cu totul altfel acum decât acum câteva sute de ani. Dacă nu de religie, avem totuși nevoie de gândire simbolică, metaforică. Și cred că astea sunt nevoile cărora diversele experiențe sau cufundări în diversele domenii ale culturii poate răspunde, le poate da o satisfacție. Și iarăși cred că sunt beneficii clare care trebuie înțelese pentru ca cineva, oricine, să simtă că merită ca să facă loc în vieții lui pentru aspecte culturale. Este necesar să înțelegi că tu câștigi ceva, rămâi cu ceva, devii mai bun, devii mai performant, devii mai bogat și nu doar simbolic, poate chiar și la modul cel mai pragmatic. Ce înseamnă o viață culturală reală, ancorată în concret? Păi, din punctul meu de vedere, înseamnă odată niște obișnuințe simple, de genul celor cărora, despre care deja a vorbit Sergiu, ca cititul, lucrurile pe care le poți face singur, în intimitate, să asculți muzică, fie că e în mașină, fie că este atunci când gătești sau când bei un vin cu prietenii, filmele pe care le vezi și dincolo, Sergiu le separa partea asta participativă de spectacol, spectacolele de teatru, de muzică, de dans la care mergi, festivalul pe care nu-l ratezi și îți iei concediu ca să poți fi parte acolo totală. Toate partea de discuții, conexiuni, conectări cu oameni, polemici, exersarea asta acceptării pe care o presupune procesarea experiențelor artistice. Dar pentru mine cultură și obișnuințe culturale țin și de vinul pe care îl alegi, bicicleta cu care decizi să mergi la muncă în locul mașinii sau sportul pe care îl faci, jurnalul pe care îl ții, meditația care te relaxează, toate cursurile, podcasturile, atelierele din care înveți continuu, înveți lucruri noi. Deci sunt obișnuințe culturale. Apoi mi se pare extrem de important să fii conectat cu oferta culturală a orașului în care trăiești, dintr-un spațiu mai larg sau al lumii întregi, sigur, online. Mi se pare important să știi unde se întâmplă lucruri și să nu știi doar instituțiile, teatrele naționale, filarmonicile, muzeele și uniunile de scriitori și artiști, ci să știi proiectele independente, uneori chiar de cartier, vii foarte efervescente, foarte schimbătoare. Sigur, asta presupune să dai curs unor intuiții și a unei gândiri critice care să te facă să poți valoriza ceea ce este nou, nu neapărat validat de sute de ani în care piesa X s-a jucat în toate teatrele din lume. Poate fi o provocare să fii parte dintre cei care dau un feedback la o lectură de dramaturgie contemporană, cum se întâmplă, nu știu, în Cluj, an de an, la Reactor, ca să dau un exemplu concret. Sunt apoi toate călătoriile culturale. Mi se pare un aspect extrem de important că atunci când călătorești să incluzi această dimensiune în ceea ce descoperi. Fie că e muzicală, este culinară sau de altă natură.
Și în general cred că viața culturală, ca să fie să fie viață, să nu fie o poză, așa, ar trebui să fie guvernată de niște nevoi intime și de curiozitate și nu de obligație și de imagine socială și de nu știu ce cutume, de breaslă și nu mimată. Cred că trebuie trăită și cumva cu onestitate față de tine. Să mergi acolo unde simți că poți să iei ceva și că asta te schimbă și că pleci altfel de acolo decât te-ai dus și că poți să păstrezi ceva. Mă bucur că ai atins acum spre finalul intervenției tale ideea aceasta sincerității față de sine, pentru că eu aș fi vrut să te întreb la un moment dat când ai spus e important să fii conectat la ce se întâmplă, e important cu tare și cu tare, prin prisma cărui lucru e important? Pentru mine personal este o nevoie de a fi conectat la tot ce este contemporan și actual. Exact, deci este important pentru tine prin prisma nevoilor tale. Prin urmare, ceea ce e important înainte de a fi conectat este să te înțelegi foarte bine nevoile. Da, ai dreptate, mă bucur că ai punctat. Și aici mi se pare mie că mesajul de încurajare a oamenilor de participare activă la cultură pornește de la o premisă greșită. Trebuie să fii un om, în ghilimele, cultural, activ, cultural. Nu trebuie. Nu trebuie. Trebuie să fii un om care înțelege ce are nevoie ca să-l fie împlinit. Asta trebuie. Că nevoile pot fi schimbate în timp, chiar și nevoile, prin educare, prin experimentare, prin descoperire, prin căutare, asta e un subiect în sine. Dar faptul că trebuie cultura, că ea trebuie, nu trebuie. Mă bucur că a atins, Mihai, și ideea nevoii de sens. Pentru că ești împlinită atunci când satisfaci nevoile care îți dau ție sens. Fiecare își găsește sensul în felul lui, că e credincios, că nu e credincios, că nu contează. Fiecare are și-a construit, nu? Prin imitație, prin preluare, prin reflexie, prin proprie analiză critică și gândire critică, cum spunea Mihai, pe care și eu o consider foarte importantă, în măsura în care, mă rog, și asta e întreaga discuție, avem acces la ea. Dar care sunt nevoile noastre? Nevoia mea este foarte mult de descoperire, de învățare și de stări. Iar în interacțiunea cu arta și cu cultura, eu cred foarte mult că oamenii merg pe stări. Cumva stările de căutarea asta a stărilor noi și a wow, suntem entuziasmul noului. Asta e un aspect, e doar un aspect, dar îl căutăm în diverse forme. Și formele astea pe care noi le-am asimilat de a ne genera nouă înșine stări, deci formele pe care le-am asimilat, au devenit activitățile la care ne raportăm cel mai ușor sau cu precădere. Că e un concert, că e o carte, că e un film, că e o piesă de teatru, că e o discuție, vorba lui Mihai, și eu consider la fel vinul pe care îl alegi și, până la urmă, poți să scrii o strofă pe un pahar de vin. Înțeleg perspectiva și da, mă bucur că ai pus degetul pe afirmația mea legată de ce trebuie să facem și sunt perfect de acord că nu toată lumea trebuie și că nu este același lucru cultura pentru toată lumea, dar m-am referit din perspectiva acelor nevoi de care am vorbit înainte. Dacă ai acele nevoi, aceste căutări mi se par mie cu sens de care am vorbit. Absolut. Și nevoile cu siguranță nu sunt doar culturale și asta mi se pare un aspect iarăși foarte interesant de discutat, de legătura dintre aspectele culturale, artistice ale vieții noastre și celelalte aspecte, multe și foarte importante ale vieții noastre.
hai să zic numai cele legate de corp, dacă e, sau de conectarea aia cu alți oameni. Cred că cultura și arta trebuie eventual să îmbogățească viața, nu să o înlocuiască. Și aici cred că sunt multe. Este un pericol al culturii și al artei care sunt folosite ca spații de evaziune din viață, din realitate, de multe ori. Da, mi se pare și asta o idee foarte importantă, ce ai spus acum. Și ce ai amintit înainte, adineori, legat de felul în care îmbogățește arta și cultura, viața. De fapt, aici mi se pare interesant că tot ce consumăm noi cultural, artistic, îmbogățește restul vieții. Și asta mi se pare esențial, nu doar actul artistic consumat, ci felul în care el transformă lumea noastră în restul momentelor, felul în care vedem strada, oamenii, cafeaua pe care o facem dimineața, felul în care ajungem să ne raportăm la oameni. Acel proces de transformare. Eu am o nevoie transformatoare. Trebuie să fie transformator actul. Trebuie să mă urmărească după ce am plecat. Trebuie să mă atingă, să-mi dea un, nu știu, mai antici, catarsis, trebuie să ajung acolo, trebuie să, dacă e doar o analiză intelectuală ce frumos a fost, nu mă satisface. Ceea ce caut eu cu adevărat e asta. Asta din perspectiva consumatorului. Acum mă întorc din perspectiva artistului și al antreprenorului artistic, să zic, și cultural. Mi se pare important să arătăm exact această parte vie a artei. Mie mi se pare că și noi, artiștii, cel puțin în muzica clasică, noi muzicienii suntem vinovați de înțelegerea greșită și de percepția greșită, în sensul că totul e dificil în muzica clasică, că nu te poți apropia, că e de neînțeles în rândul publicului sau nu al rândul publicului, în rândul celor care nici măcar nu merg la concerte. De aceea ideea spațiilor neconvenționale, de aceea ideea... E o discuție, e foarte delicat, pentru că sunt multe voci care spun de ce ți se pare că trebuie să cobori arta la un alt nivel pentru a o consuma? De ce nu? Adică de ce e datoare arta să se ducă înspre oameni și nu oamenii înspre artă? Da? Nu cred că unii sau alții sunt datori, sincer. Cred că unii sau alții pot decide la un moment dat să facă un pas în cealaltă parte sau să nu-l facă. Și pasul ăla poate fi făcut sub diverse forme. Nu înseamnă că trebuie să faci compromis de calitate. Dar cred că pot fi găsite și aici mi se pare că noi putem lucra mult și artiștii și managerii culturali să vedem unde sunt punctele alea de întâlnire care pot facilita, că de fapt ăsta cred că e un cuvânt important, să faciliteze întâlnirea reală, întâlnirea într-o formă în care să inspire libertate de interacțiune, nu constrângere. Este oare arta și cultura o experiență singuratică? Sau avem nevoie de comunități care să ne coaguleze în jurul unor preocupări, unor interese legate de artă? Și sunt curioasă, apropo și de discuția avută cu Mihai anterior acestui podcast, ce avem nevoie ca să putem să creăm comunități culturale reale? Pentru voi ce înseamnă, din experiența voastră, ce ați văzut? Da, mie mi se pare că e supralicitat termenul ăsta de comunitate. Pentru mine o comunitate e o agregare, mă rog, umană în jurul unei pasiuni sau interes comun, care dezvoltă niște obiceiuri de întâlnire și cooperare constantă pe termen lung. Nu știu, satul tradițional, să zic, era o comunitate, cred asta. Și cred că orașul nu este și că asta ține pur și simplu de scară, de numărul de oameni cu care putem lega niște relații. Și, nu știu, poate mai degrabă colegii de muncă sau de breaslă, mă rog, în măsura în care fac și alte lucruri în timpul liber împreună pot semăna cu o comunitate.
Și cred că, mă rog, măsura în care percepția asta mea este cât de cât validă, există o explicație istorică. Cred că la noi comunismul a spulberat ideea asta de comunitate reală, a încărcat-o atât de negativ și supraviețuirea în comunism a fost individuală, nu a fost comunitate. Era o neîncredere totală, nu? Puteai fi turnat de oricine. Era o suspiciune. Și astea sunt lucruri care nu se repară cu una, cu două. Comunitățile se bazează, în primul rând, din punctul meu de vedere, pe încredere, pe ajutor reciproc, pe intervenție. Știi? Iar, uite, Mara, voi ați făcut un studiu pe care țin minte că ieșise ca principală problemă în România lipsa de încredere. Construirea comunității, din punct de vedere al unei inițiative sau printr-o inițiativă culturală sau artistică, eu cred că e posibilă numai dacă acel proiect are în vedere și construirea comunității și este dublat dincolo de evenimentul în sine, este dublat de o idee, de o preocupare. Uite, eu când am făcut proiectul Piano Colors cu anii în urmă, simțeam ca și cum s-ar fi creat o comunitate în jurul proiectului. Era acel gen de om la spectacole care se bucură de trecerea aia de la Bach la Queen sau la Nora Jones. Și simțeam clar că exista undeva nevoia asta să liberalizăm aceste genuri, să vedem că ele pot să coexiste. Pentru că asta făceam în Piano Colors. Aveam mai mulți invitați, începeam cu muzică clasică, intra la partea a doua trupa în scenă cu instrumente, cu tobe, cu chitară bas, cu chitară electrică, sintetizatoare și alte lucruri pe lângă pian. Și aveam invitați, cântăreți sau instrumentiști din diverse genuri. Și simțeam, pentru că veneau aceiași oameni de multe ori, pentru că aduceau și alții, simțeam că s-a creat o comunitate. Nu știu dacă era chiar o comunitate, însă într-un club de șah sau într-un club de carte, mi se pare că se creează o comunitate. Da, uite, mulțumesc, Sergiu. Rămânem cu optimismul și cu încrederea că aceste comunități vor fi parte constantă din viețile noastre și ne vor facilita accesul către noi și către o stare de bine mai bună. Mihai, Sergiu, vă mulțumesc mult! Mulțumim pentru invitație, Mara! Și noi mulțumim, Mara! Mă bucur mult de întâlnirea asta și de colaborarea cu voi, Mara, și de întâlnirea cu Sergiu. A fost foarte, foarte faină pentru mine. Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume, Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.